S-a dat la geologie, spune să apere la lucrul cu urmă la aia. Ea m-a pierdut la casă, tema pentru acasă, clasa a șasea. Da? Clasa a șasea. Ok. 4,2. Așa. Plus 1,3. 4,2 plus 1,3. Ori 6. Ori? 6. Ori 6 egal cu? O să transformăm o fracție. Așa vrei să facem o fracție, da? Da, e mai ușor. Bine, hai să zicem, face cât? 40,6. Așa. Plus 13,10. Da. Ori 6. Ori 6. Și egal cu? Egal cu 5. Deci am transformat fracțiile 10 mari în fracție ordinară, da? Da. Nu îmi place ca să nu e reductibilă, deci mai putem simplifica prin cât ar fi? Printr-un 2. 2 și-a face 21 supra 5. Acord, hai vorbește, da. Vorbește plus? Plus 13 supra 6. Deci 13 supra 6. 10, scuze. Păi 10 cu 6 se mai poate simplifica, dar printr-un 2 și aici face 3 și aici face cât? 5. 5. Și vine 13 ori 3 face 39. Supra 5. Și iată cele două fracții cu aceeași viitor și facem pe data. Și facem 60. 60. 60 supra 5, care face în continuare ce ar putea face. Simplificăm pentru 5. Da. Și vine 12 supra 1. 12 supra 11. Dar dacă ar fi lucrat pe numele 10 mari și să-ți face și asta. Da. Cât ar fost? Ia să luăm pe dau. 4,2 plus 1,3 ori 6 e egal cu? Este egal cu? 4,2 plus 6 plus și facem o mulțime aici. Da. Hai, deodată. Plus 6 ori 3, 18. 6 ori 6 și 1. 6 ori 1. A, 6 ori 1, 6. Și cu 1, 7. Da, 7. Și că uite cât de decimale avem la cei doi, o singură decimale, 7,8. Deci, a fost pur și simplu mulțirea la 1,3 cu 6. Și acum adunăm. 2 cu 8 face 0. 4, 11 și 12. Avem, adică, 12 până în pierdura. 12 până în 12. Nu era tratat de simplu. Ba da. Este tratat de simplu, da? Eu cred că e mai simplu la mine, așa. Mai rapid este așa decât transformăm în fracție, dar acolo simplificăm. Dar nu și într-un moment, fără și apatea lor documentarea. 7 spre 5. De 7. 7 spre 5. Minus 0, vinde o perioadă 4. Da. Împărți la 2. Împărți la 2. Egal cu? Egal cu. 7 supra 5. Da. Minus 4 supra 9. 4 supra 9. Împărți la 2. Împărți la 2. Și este egal cu 7 supra 5. Da. Minus 4 supra 9. Da. Ori 1 pe 2. 1 pe 2. Și egal cu? Se simplifică 4 cu 2 și pune 3 și 1. Da. Și egal cu 7 supra 5. Da. Minus 2 supra 9. Și egal cu? Și este egal cu, amplificăm cu în partea asta cu 9. Da, că sunt numele primul, n-au nimic, n-au ce divizor comun, deci deodată ești sară 5 ori 9, 4 și ești divizor numitor comun. 4 și 5, aici cu 9 și îi face cu 5. 5 și face cât? Și este egal cu? Cu 63. Da, minus? Minus 10 supra. Tot nu supra, o singură difracție ca să da. Da, o singură difracție. Supra 4 și și face... Și este egal cu 53 supra 45. Este ireductibilă? Da. De ce? Pentru că nu se simplifică nici cu 2, nici cu 3. Deci 53 este număr prim. Da. Și dacă e număr prim, celălalt nu mă interesează. Prea de la zemizor. Da. Trebuie să le simplifică comun. Deci nu. Acum discuții, terminăm.
Deci cum așa? Ai înseamnă ai făcut un lucru în formă decimală? Da. Adică dacă învățeam 7 la 5, ne dădeam nu știu cât. Dar faptul că avem numele decimale periodice, periodice, simple, simple sau mixte, simple. Aici este simplu, nu putem. Nu putem decât să transformăm o fracție ordinare. Nu mai putem lucra, că 0,4 trebuie să înțelegi așa, cu adevărat, 0,4444 în cârd. Și acel cârd e 0,444, o mulțim cu 2, nu știu ce o fac. Dar eu știu că un număr decimal e finit să fac asta. Deci de aceea vă trebuie numai prin fracție ordinare. Numai. Altul. 3 întregi și 1 pe 4. Minus 4 ori 0,5 totul la 2. 0,5 totul la 2. Asta, totul la 2. Este egal cu 13 supra 4. Deci face 13 supra 4. Minus 4 ori. 4 ori. 1. 1. 4 ori 1 pe 1. De ce 1 pe 1? Pentru că 0,5 la 2 este egal cu 1. Diurent. Nu e 0,5 adunat cu 0,5. Egal cu 1,5. Nu? Cum ce ești așa? 0,5 la 2. Cum faci? Facem 0,5 plus la 2. Cât am dat? 0,5 ori 0,5. Da. Adică cât face? 2,5. Da? Cât face 2,5? Sigur? Nu. 2. Păi da, tu trebuie să te hotărăști cât face. Hai să facem împreună 0,5. Deci este 0,5. 0,5. Cum facem aici? 25. 25. 25. Cât e decimarea? 1, 2. 1, 2. 0,25. Nu-s 2 decimale la cei 2 termeni care se mulțesc? Ba da. Păi, trebuie să spui clar așa. Stau lucrurile. Deci atenție multe, nu? 2,5. Nu spun la întrebare, dar este. De 0,5 la pătrat, sau 0,5 ori 0,5. Și mulțit 0,5 ori 0,5, fac cei ca și cum ai spus 5 ori 5, 25, dar e ca ai 2 decimale, 1, 2. Una, două, trebuie să spui câteva după 20 mai, și atunci zici 0,25. Dacă ar fi fost 0,5, 0,05, ori 0,5. Cât ar sta aici? 0,05 ori 0,5? 0,025. Ar fi dat 0,025, fiindcă mai cei doi ai 30 mai. Da? Da. Deci, motivul ăsta este. Deci vine 4 ori 0,025, așa am zis, da? Da. Și egal în 4. Și este egal cu 13 pe 4. Da. Minus 4 ori 25 supra 100. Da. Dar de 4 ori câte 0,25, cam cât crezi că faci? Ok. De 4 ori câte 0,25? 1. Deci vine 0,25 pe 0,25, 0,25 de 4 ori, face 1. Deci ar veni acum minus 1 de dată. Iar acum e 25 pe 100, se simplifică 4 cu 25, se face cu 100 și face 25, 25 pe 25 face 1. Și acum e egal mai departe ce face aici. Este egal cu 1 pe 1, amplificăm cu 4. Aici e 1 pe 1 sub, înțeles, da? Da. Amplificăm cu 4 și va face, nu-i fac cum este 4. Îl punem o dată, nu ales prostul până la 1 pe 4. Și atunci vine încă 13. Minus 4. Și face egal cu? Și este egal cu 9. 9 supra 4. 4. Este reductibil sau ireductibil fracția asta? Este reductibil. Este? Ireductibil. Ireductibil, deci nu se mai poate simplifica. Și așa că, în clipa asta, ce putem spune acolo? Că am... Îți vreau luat exercițiu corect. Da, deci am făcut-o corect. Și
Și vreau să-ți mai spun că puteam de la bun început, vezi, trebuie să te orientezi. E, tu ai introdus întregul în fracție și ți-a făcut 13 pe 13 pe 4 minus 4 ori 0,5, aici puteai să zici 5 pe 10. Cât este 5 pe 10? 5 pe 10? Da. Vine 0,5. 0,5 pe 10 și 0,5, da? Da. 5 pe 10, fac 0,5, cum spuneai, sau dacă simplificăm prin 5, facem 1 pe 2. Da? 1 pe 2 este, dacă simplificăm prin 5. Și atunci ai făcut 4, ori 1 pe 2, nu? 4 ori 1 pe 2, la pătrat. Ce-ar face? 4 ori 1 pe 2, tot la pătrat. Și egal mai departe cu 13. 13 minus 4. Deci vine 13. Supra 4 minus 13 4. 13 supra 4 minus 4 ori. 4 ori 1 supra 6. De ce supra 6? Cum ai gândit? Am făcut 1, ori, 1 supra 2 ori 1 supra 2. Și ce faci 1 pe 2 ori 1 pe 2? 1 pe 4. Păi, bună pe care. Atenție! Deci, adică o fracție la putere, înseamnă și numărătorul și numitorul. Înseamnă 1 la a doua, 1 la a doua, supra 4, supra 2 la a doua. Și care înseamnă 13 pe 4, minus 4, ori 1 pe 4. Da? Și 4 pe 4 simplifică, cum am și văzut, sau altfel spus. Mai bine las așa și zic 13 pe 4, minus 4 ori 1 pe 4. Azi din minus 4, pe 4. Și au același numitor, spune numitorul 4 și din 13 minus 4, 9 pe 4. Deci iată că puteam lucra și în varianta asta în care transformam numărul decimal în fracție ordinară, 1 pe 2, adică la pătrat și numitorul și numitorul, și în final la aceeași rezultat atingem. Deci nu are importanță cum lucrăm. Ori cum mai cu numere decimale, ori cum mai cu numere, ori fracții ordinare, important este să lucrăm corect. Și sigur, când avem o combinație, cum este aici, și fracții ordinare și fracții decimale, alegem noi varianta cea mai rapidă. Tu ai mers pe varianta să zici 0,5 la pătrat să mulțești, și cu asta am învățat cum să mulțești două numere decimale, am amintit. Se mulțesc ca și cum n-ar avea nimic și la urmă vezi câte decimale au cei doi și constați exact după cât de pui virgula. Deci totul depinde de felul care trebuie să te rog. În exercițiile următoare, două operații se pot efectua simultan. Efectuați operațiile respective. Adică? A. 2 supra 5. 2 supra 5. Plus 2 la a doua. 2 la a doua. Ori, paranteză, 3,5 minus 0,4. 0,4. Deci ce se decide să facem aici? Părerea citește. În exercițiile următoare, două operații se pot efectua simultan. Efectuați operațiile respective. Două operații se pot efectua simultan. Deci în exercițiile următoare, două operații se pot efectua simultan. Efectuați operațiile respective. Ce vreau să spun la autor? Că două operații se pot face în același timp, da? Da. Adică aici, ce crezi, ce operație așteaptă autorul să facem deodată? Puterea. Să ridică la putere, sigur că se poate. Și să rezolvăm paranteza. Și să facem scădere. Asta vreau. Da. Două operații. Deci 2 pe 5 minus plus 4 ori ori 3,1 ori 3,1 și egal cu? Și egal cu 2,5. Da. 2,5 cum? 2 pe 5. 2 pe 5, da. Da. Plus? Plus 4 pe 4. Da. 4 pe 1, așa. Ori 3. Cât face 4 pe 3,1? Poți să fac sub formă de fracție?
Poți să faci sub formă de fracție. Cât vine? 4 ori, să zic că rău. 4 ori 31 supra 10. Supra 10. Și e egal cu? Este egal cu 2 supra 5. Da. Plus 4 pe 1 ori 31 ori scuze. Este pierdere de timp. Adică tu nu trebuie să scrii 4 pe 1 ori 31 pe 10, că este simplu dată, e atât mult timp. Ce putea face aici? O să fac numărirea. Adică? Adică. Simplificăm 4 cu 2 printr-un 2. 4 cu? 4 cu 10, pardon. Așa, 4 cu 10 printr-un 2 și rămânești 2 și jos. 5. Și poți să mulțești 2 ori 31. Și 2 ori 31 și vine 62. 62 supra 5. 5. Și iată că ai și același numitor și atunci te vine la adunare. Cât va face ieșitul ăsta? Este egal cu 2, pardon, cu 64 pe 5. Deci egal cu 64, totul pe 5. 5. Așa. Deci ăsta este ieșitul, 64 pe 5. Și acum? Este ireductibilă. Ireductibilă. Mai puteai face și într-un alt mod? Da. Tot trebuia să faci paranteza asta. Trebuia să faci și mulțirea. Eu n-aș fi fost aici încântat să zic 35 pe 10 plus minus 4 pe 10 să fac operația aceea de scădere. Pierzi mai mult timp. Dar tot așa de bine s-ar fi putut lucra aici și să zicem așa, egal cu varianta a doua. 2 pe 5 te rog să scrii plus 4. 4 înmulțit cu? Ori 3. 35 pe 10, cum știi tu? 35 pe 10. Minus 4 pe 10. Și egal cu? 2 pe 5. 2 pe 5. Da. Plus 4 ori. Nu trebuia să facem asta cum se cheamă înmulțirea. Adică se mulțime, știi, dar dacă nu trebuie să faci paranteza rotundă. 4 ori. 4 ori. 31 pe 10, sau aceeași mică. 31 supra 10. Și egal cu? 2 supra 5. Da. Plus, cam 2 cu 10. 4 cu 10. 10. 2 cu 5. Și face plus 62 supra 5. Și în final, este egal cu 4 supra 5. Supra 5. Cu asta am găsit rezultatul. În ce răsoam? Pentru mai mult timp. Dacă aici e scadă de rapid 35 minus 0, 4, 5, 6, 31, scrii 31 pe 10, ce răsta avea să scrii 31 pe 10, 4 pe 10 și faci 31 pe 10? Am pierdut mult timp în clipa asta. Adică, tu trebuie să găsești cu bloc cel mai rapid când lucrăm. Te rog. 0,4. 0,4. Ori 6 plus. 6 plus. Paranteză pătrată. Da. 1,3. 1,3. Paranteză rotundă. Da. 18. Deci e mulțit aici. 1,3 e mulțit. Da. Ori paranteză rotundă 18, închidem parantezele. Da. Totul la 0. Adică așa, așa este? Da. Totul la 0, 0, da. Atât? Da. E ca acolo. Este egal cu 4 supra 10. De 10, 4 supra 10. Ori 6 plus. Da. 13 supra 10. Da. Ori 18. Ori 18. Da. Deci 13 supra 10. Ori 18, da. Totul la? Totul la 0. 0. Și egal mai departe cu? Simplificăm 6 cu 10. Da. Sau 4 cu 10 puteai să vezi că fracția asta este reductibilă și faci 2 pe 5. Da. Da. Deci poți să zici 2 pe 5. Acum ai spus tu 10 cu 6, că rămâne 3, 6, 5, 3, 4, 12. Așa a fost? Ba da. Deci acum mi-a rămas 2 pe 5 ori 6.
ori 6 plus, plus facem o paranteză și vine amplificăm cu 10. Unde aici? Ce-am cu 10, da? Păi la mulțire se amplifică, măi, faci. Aaa, să vedem. Să vedem, că te-ai ținut, nu poți face tu ăsta mai de-asta. Să simplificăm 11 cu 10. Da. Și vine 9 și 5. 9 aici și 5 aici. Și vine 7. 117. 117. Supra 5. Supra 5. Totul la puterea 0. Și egal cu? Cu 12/5. 12. Și mulțim. 12 supra 5. 12 supra 5. 12 supra 5. Plus? Plus 117 supra 5. Dacă e totul la 0? 1. O plus 1. Deci plus 1. Am mai avut rost să facem noi toată treaba asta, mai văzut toată la 0. Deci toate astea au fost în zadarea, trebuie să fie la 0 și pe ce bun, nu știu, nu știu. Ce rost are să fim muncit noi acolo? Deci dacă e totul șmecherii de asta așa mare, într-o paranteză, și ce e acolo nici nu mă interesează, și la fie la 0, asta e cam bun. Tocmai asta cum se vadă. Iată, tu ai muncit, și era că pe ce să și greșești. Ai și că mulțirii nu ai dus ca pe așa șumitor. Oare e foarte grav. Deci știi să și greșești că puteai de dată. Bacă, e observat, e 1. Și atunci era 12 pe 5, plus 1. Că aici ce fac mai departe? Și este egal cu 1, scriem 1 supra 1 și îl amplificăm cu 5. Și da. Vine 12 supra 5. Deci până un singur mitor 5. Nu per timpul, cu fiecare și pe mine, tot asta scriu. Deci vine 12 la numărător plus 5. Am amplificat 5 ori 1, 5. Face 7. 5. Ce e învățat în exercițiul ăsta? Ia să văd. Ce, cu ce chestiune te... Dacă o paranteză este dată la puterea 0, nu mai vreau să fac. O expresie poți fi toată, cât o fie mare la 0, face 1. Da? Deci, hai să vedem mai departe. 7/5. Un singur necaz este dacă expresia e 0. Și când e 0 la 0, nu poți da răspuns. Deci dacă după ce faci calculul ăsta, să spunem 0, 0 la 0 nu are rost, dar autorii nu dau necazurile astea. Nu dau ei ca să fie 0, că ieșitul lor ar fi un nonsens, n-ar avea rost să discut așa ceva. Zic pe altul. 7/5. Plus 3 la 2. 3 la 2. Ori o paranteză pătrată. Pardon. 5 minus 3. În paranteza pătrată, da? Da. 5 minus 3. Ori 12. Și pun o paranteză? Da. Asta. Ori? Ori minus 3. Ori 12/12. 12/12. Închidem. Da. 7/5. Atât, da? Da. Vine capul, da? Deci egal mai departe. 7/5. 7/5 plus 9. Da. Ori 5 minus 3. Da. 5 minus 3 face 2? Ba, dar trebuie să facem mai fi înmulțirea. Asta e. Nu se poate face 5 minus 3. Și mai înainte, chiar să trebuie să facem mulțirea. Și iată, la mulțire, 3 cu 12 se simplifică și face aici 4. 2 cu 4 se simplifică și face 1 și 2. 1 pe 2. Da. Păi, da, dar tu trebuie să-i spui pe asta. Și egal cu 5, minus 1 pe 2. Deci, nu te mai gândi, zici, da. Și spui, bă, aici facem așa, ești atent. Deci, egal cu 7 pe 5. Da. 6 pe 5. Plus 9, ori amplificăm cu 2. Adică, zicem, numitorul 2 și vine... Și vine 10 minus 7. Deci 7. Supra minus 1, pardon. 10 minus 1, da. 10 minus 1. Și egal mai departe cu 6. 7 pe 5, da. Plus 9, ori 9 supra 2. Ori 9 pe 2.
egal cu 7 pe 5. Da. Plus 81 pe 2. Așa, e la 91 pe 2. Și este egal cu, ia să vedem cu cine. Multiplicăm cu 2 la prima. Da. Și îi las cu 5 la ziua. Da, și este egal cu numitorul comun este cât? 10. 10 este egal, sigur. Deci vine 10 supra. Vine 14 supra. Deci e 14. Pentru că 2 e 7, 14. 14, corect. Plus? Plus 405. Deci 405, că e 81 ori 5, da? Da. Plus 405, totul supra 10. 10. Și egal cu? Și este egal cu 419. Deci final face 419 supra 10. Și cât face 419 supra 10 dacă vrei să fie 10? Ca un număr decimal. Ca un număr decimal? Da. Adică da. De la ce număr decimal vine el la 419 supra 10? Ah, 41,9. Cât? 41,9. 41,9. Dar dacă ai fost sub 800? Supra 100, 4,19. 4,19. Deci putem merge și înapoi, da? Da. Deci cum se face număr cu 10, 100, 1000? Pune virgula la stânga, da? Era virgula la capăt și noi am pus-o la stânga și atunci am văzut exact cât am obținut. Și mergem mai departe, te rog, la primul. Paranteză rotundă. 2,5. Da, deci 2,5. Ori 4. 2,5 ori 4. Închidem paranteza. Plus 0,5. Așa, într-o paranteză rotundă, nu? Da. Plus 0,5. Și... lăsați-l pe loc și 2,5. Să le comparăm sau ce spune? Da, să le comparăm. De fapt, copiați și completați cu egal sau egal de alt. Diferit? Da. Pe cine să zicem? Asta și cu altul care scrie în continuare, nu? Da. Deci, asta și pe urmă un alt număr mai îndreptat. Numărul care este aici? 2,5 ori 4 plus 0,5. 0,5. Și este adevărat. Păi, eu nu știu că este adevărat. Pentru că este aceeași propoziție, doar fără paranteze. Da, aici s-a pus paranteza asta, deci nu încape discuții. Și aici trebuie să facem întâi mulțirea, nu? Da. Deci nu a avut niciodată să pun paranteza acolo. Deci este egalitate fără discuții, da. Altceva. 0,4. 0,4. Fala, nu. 4,25 în paranteză. Deci 4,25 în paranteză. Minus 1 supra 4. Da. Împărțit la 2. Da. Un pic de loc și 4,25. 4,25. Minus 1 pe 4 împărțit la 2. Tot egal. Ce am știut cu paranteza, ce ai pus de pomană acolo, la toate ce urmă să nu te afectează. Altul. 6, o... Am să spun un lucru. Așa toate le puteai face și singur. Da, dacă e doar la chestiuni de astea, noi vrem să facem și lucruri mai interesante. Da? Zic. 6 ori. 6 ori. 0,5. 0,5. La a doua. Totul la a doua. Mă ați avut și la a doua, da? Da. Așa. Obțin loc și în paranteză 6 ori 0,5, totul la a doua. Aici e pusă paranteză? E pusă paranteză aici? Da. Și aici, așa? Da. Deci aici pusă paranteză și aici nu e pusă paranteză. Da. Totul ăsta. Da, e tot același lucru, sigur. Da. Am. Exercițiul 4. Da.
Efectuați calculele de la exercițiul 1. Hai. Nu, am făcut deja. O, 6 atunci. 3,3 plus 2. 3 plus 2. Ori 1 pe 4. Ori 1 pe 4. Și este egal cu 3 plus 2. 2 supra 4. Adică cât face 2 pe 4? Care este 3 mai simplificări. Să-i rămâne 2 și face plus 1 pe 2. Da. Și cât face 3 plus 1 pe 2? Și este egal cu, amplificăm cu 2, da. Și vine 6 supra 2 plus 1 pe 2. Și pe cât timp tu scrii 6 pe 2 plus 1 pe 2? Eu pentru că fiind, am zis-o singur, da, 2 și 6 plus 1. Face 6 pe 2. Scrierea asta, 6 pe 2 plus 1 pe 2. Și egal din nou, cu aici 6 plus 1 pe 2 se face 7 pe 2. Eu un tip irosit. Dar eu spun că faci o regă. La peză, când scrie așa, vezi mult timp. Te rog. Sau la o care? 5 minus. 5 minus. 3 ori 1 pe 4. 3 ori 1 pe 4. Și egal. Și este egal cu 5 minus. 3 supra 4 și este egal cu 5 ne amplificăm cu 4 și este egal cu 20 supra 20 minus 3 20 minus 3 tot pe 4 și egal cu și este egal cu 17 pe 4. Da, următorul 3 pe 2 deci 3 pe 2 plus 3 pe 4 ori 1 pe 2 și este egal cu 3 supra 2 plus 3 supra 8 și este egal cu amplificăm în partea asta cu 4 și vine 12 supra 8 plus 3 supra 8 și este egal cu 9 supra 8. Deci care a fost calculatorul? Acolo a fost 17 supra, cât ai spus. 17 supra 4, nu? Nu. 4 pe 2 plus 3 pe 4 plus... Aici l-ai mis o anterior, 7 pe 4. Acum. Da. Ai zis ce? 3 pe 2. Da. Plus 3 pe 4. Da. Ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2, da. Și egal cu 3 pe 2. Plus 3 pe 8 și da. Este egal cu 12 pe 8. Da. Și egal cu? Poftim? Crezi 12 pe 8? Da. Deci ai amplificat aici cu 4. Da. Și egal cu? Și este egal cu 12 plus 3 pe 8 și face pe? 9 pe 8. De ce 9? Am scăzut din greșeală. Hai, trăiți mult. Și este egal cu 15 pe 8. Perfect. Altul. 3, virgulă, perioada 3. Plus 1, virgulă, perioada 3. Deci 3, virgulă, perioada 3. Plus? Plus 1, virgulă, perioada 3. Da. Ori 1 pe 3. Da. Minus 4. Împărțit la 1 pe 2. Egal. Am 33 supra 9 minus 3 plus 13 supra 9 minus 1 ori 1 pe 3 minus. Deci vezi ce fac? 33 supra 33 minus 3 minus 13 supra plus 13 supra 9 ori 1 pe 3 și minus 4 supra 2. De ce 4 supra 2? Acum este o ori. Ui, ori sau împărțit? Ori. 4 împărțit la 1. Nu, ori am zis. 4 împărțit.
pe 2 și avem bine 4 pe 2, care face? Care face 2 pe 1. Adică 2 pe 1. Da. Și egal cu poftim? 33 supra 9, 33 plus 13, totul supra 9. 33 plus 13 supra 9. Ai făcut adunarea, da? Da. Dar nu vezi că ai mulțile ani. A. Avem cum să greșim. Mă gândeam aici că tu simplifici 33 cu 9 merge pentru 3 și nu sunt plac fracțiile mari. Ireductibile, ci le vrei ireductibile. Așa că simplificam din până 3 și cât vine fracția asta. După simplificare. Și vine 11 supra 3. Deci 11 supra 3 plus mai elevat. 13 supra 9. Plus 13 supra 9. Ori 1 pe 3. Cât ar face 13 supra 9 ori 1 pe 3? 13 supra 27. 27. Aici așa e bine? 13 supra 9 ori 1 pe 3? Hai să vedem dacă e scris bine. 13 dacă îmi par la 9, trebuie să-mi dea fundurile 3, 3 imperioare. Da, trebuie să scădem minus 3. Și minus? Minus? 3 și minus 1. 3 și la prima, 33 supra 9, trebuie să scădem 3. 33 supra 9, minus 3, da? Da. Și de ce nu ai spus așa? Pentru că ați continuat așa. Păi eu, dacă tu îmi dictezi așa, așa fac. Tu nu ai zis 33 minus 3. Mi-ai zis 33 pe 9. Da, deci atenție multă, îmi spui cum trebuie, că altfel eu execut mișcări care ai spui tu. Deci este calculul 33 minus 3 supra 9, da, plus, aici, mai departe. Plus 13 minus 1 pe 9. Minus 1 totul pe 9. Ori 1 pe 3 minus 2. Minus 2. Și egal cu? Și este egal cu 30 supra 9 plus... Se face 30 supra 9. Deci egal cu 30 supra 9. O plus 12 supra 27. 12 supra 27. Minus 2. Minus 2. Și este egal cu 30. Totul... Ca așa este infracție. A la prima amplificăm cu 3. La a treia cu 27. Așa. Dar când ai totdeauna, eu spun, frații, dacă ai frații reductibile, reduci până când îți mai poate și tu nu te amintă de treabă. Asta s-a mai reduce în fracția asta? Da, cu 3. Prin 3. Cât ar face dacă o simplifică la 3? 4 pe? 4 pe 9. 4 pe 9. Și atunci cum sună exercițiul? Vine 30 pe 9. 30 pe 9. Da, 30 pe 9 mai se simplifică. Da, tot printr-un 3. Și atunci cât ar veni? Ar veni 10 pe 3. Deci vine 10 pe 3. Și iată că arată mai frumos. Deci vine 10 pe 3. Minus sau plus? Plus. Plus 3 pe 9. Plus, de cât ar simplifica? Printr-un 3. Am zis, am zis, atunci a rămas 4 pe 9. No. Plus 4 pe 9, minus 2. 2. Și egal cu? Și este egal cu aceeași din extracție. Amplificăm cu 3. Da. Și la urmă cu 9. Da. Și este egal cu simplu. Și este egal cu 30. Da. Plus 4. Plus 18. Minus 18. Minus 18. Supra? Minus, supra? Da, totul supra 9. Și egal cu? Este egal cu 34. 34. Minus 18, totul pe 9, da. Și egal cu? 15. Că face 34 minus 18? Își face 15. 15, sigur?
adică din 8 din 14? Scuze, 16. Vezi, bă, 16, scuze, no. Hai să mai vedem o dată dacă v-ați a greșit. Deci, ai zis 33 minus 3 supra 9. Apoi zis 13 minus 1 supra 9. Ori 1 pe 3 minus 2 și 30 pe 9 s-a simplificat printr-un 3 și a luat la 10 pe 3. 12 pe 9 printr-un 3 și faci 4 pe 9 și minus 2 de acolo. În final avem rezultatul acesta, 16 pe 9. Ai fi mai putut face și prin, cu ajutorul, să spunem, fracțiilor ordinare, lucrul ăsta. Nu. Din ce motiv? Din cauza faptului că sunt o fracție periodice mixte. Avem de la fracții decimale, periodice sinte sau mixte. Sinte sau mixte te obligă să duci la fracțiilor ordinare, ca să discuți că altfel nu ai nicio șansă. Da, te rog, hai să te convingem că dat de 3,3 perioade e bun 10 pe 3. Ia în parte după 10 la 3, vezi dacă îți dă 3,3 perioade. 10 supra 3. Merge de 3 ori. 9. Mai ajuns la capăt, punem virgula la cât? 10, 3 și tot așa. Și tot așa, 3,3 perioade, da. Alte chestii. Paranteză rotundă, 6 supra 10. 6 supra 10. Plus 1 pe 2. 1 pe 2. Închidem paranteza, împărțirea 6 pe 5. 6 pe 5. Plus 6 pe 5. Minus 0,4. Minus 0,4. Și e cam. Facem paranteza, amplificăm cu 5. Totdeauna am spus, te uiți să vezi dacă nu cumva este simplificabil. Este? Da. Printr-un 2 și vine 3 și 5. 3 pe 5. Și acum? Amplificăm la prima cu 2 și la cealaltă cu 5. Ei, în clipa asta, n-ar mai fi fost indicat să faci simplificare. Că nu ți-a ajuns la nimic de simplificare și până la numitorul tot 10 este. Deci, la momentul când ți-am spus simplificăm, tu spuneam, dar să știți că nu ne ajută, pentru numitorul este 10, tocmai el am și n-am reușit să mai fac simplificare. Așadar, am plicat aici numai cu 5 și vine 6 și cu 5. Cât face? Face 11. 11 pe 10. Așa. Împărțim 6 pe 5. Da. Plus 3, 12 pe 5, ca să este adunare. Plus 6 pe 5, plus 6 pe 5, 12 pe 5. Da. Minus 0,4, 4 pe 10. Deci aici am greșit eu, că am zis împărțit la 6 pe 5. Trebuia să-l fac adunarea asta. Da. Pe care e mândrile efectoare, dar să-ți fac mulțiri și împărțirile. Păi că o să facem așa ceva. Păi grijă multă, deci atenție la ordine. Operație de grad, care, cum, ce fel, da? Da. Minus, deci plus 6 pe 5. Minus? Minus 4 pe 10. Adică, deodată tu vei simplificarea, minus 2 pe 5. Și egal cu? Și este egal cu 11 pe 10. Deci 11 pe 10. Cum, da? Ori 5 supra 6. 11 pe 10, ori 5 supra 6. 6 pe 5 minus 2 pe 5. Și 6 pe 5 minus 2 pe 5 cât face?